Părinte, ce să mai spui, acum ții cartea, vă țin cartea în față și vă doresc să o cunoașteți pe dinăuntru, pentru că ce m-a făcut pe mine să vin în seara asta la dumneavoastră. Câteva paragrafe din cartea asta și în mod special paragrafe care au de-a face cu vindecarea noastră duhovnicească. Căutăm în permanență duhovnici. Chiar dacă avem duhovnic. Duhovnicul nostru este prietenul nostru și avem nevoie de alte răspunsuri, alte gânduri, uneori le găsim la cei care sunt departe de noi. De exemplu, la părinții patriarhi. Vă spun un lucru, să nu mă luați în nume de rău, vreau să-mi fac în această contribuție prieten și dator și niște patriarhi. Când va veni și clipa trecerii mele dincolo, să am și o mărturie mică de undeva de acolo de sus. Acest tânăr, acest român, a venit într-o seară la București alături de toți cei din sală, au zis un cuvânt frumos despre lucrarea lui Dumnezeu prin Patriarhul Pavel. Un singur fragment vă citesc, mai devreme sau mai târziu, foarte greu cuvântul ăsta, mai devreme sau mai târziu, fiecare om va trebui să hotărască în ceea ce privește rostul și țelul vieții sale. Dreaptă ori nu, viața tot trebuie să aibă un rost, căci omul nu poate trăi și dăinui fără niciun rost. Atunci când vom afla adevăratul rost și țel al vieții, fiecare va pricepe care este datoria și se va strădui să o împlinească. Acesta este cuvântul care mi-a adus un pansament în suflet, pentru că de la an la an încercăm să înțelegem care e rostul nostru pe pământ și cum îl putem noi împlini. Și vă spun că citind și recitind aceste pagini, am găsit un cuvânt care mi-a fost de mare folos. Noi românii avem o mare problemă. Avem o rană uriașă în trecutul nostru recent, în trecutul comunist. Și ca popor nu putem merge mai departe până nu ne vom vindeca de rana aceasta recentă. Pentru că această rană lucrează ca un cancer între generații. Am ajuns să ne uităm cu îndoială la părinți, la bunici. Să zicem că n-au fost în stare să ia atitudine împotriva comunismului, am ajuns să-i judecăm lăuntric, pe ai noștri. Și această dezbinare subtilă care intervine în poporul nostru, merge din generație în generație. Adică noi ăștia mai tineri, fără să ne dăm seama, suntem model pentru fiii noștri. Și ce văd ei la noi, aceea vor face și ei. În sensul că și ei se vor rupe de noi, așa cum și noi, prin această judecare a celor dinaintea noastră. Eu nu spun că răul trebuie amestecat cu binele și că nu trebuie să spui răul e rău. Dar aici, la Părintele Patriarh, am găsit un cuvânt greu. Studiez de mai mulți ani arhivele securității și de asta vă spun lucrul ăsta. Nu doar că știu din experiențele unora din familia mea sau alte lucruri, dar mă uit așa cât e de greu să duci povara aceasta a trecutului, deși Ana Blandiana spunea frumos că este de fapt un patrimoniu de suferință. Așa cum ar trebui să-l privim în modul duhovnicesc. Dar aici Părintele Patriarh spune așa, trecutul este trecut și nu are rost să ne pierdem atât de mult sufletul și energiile sufletești cu trecutul acesta. Ei care au fost în trecut și care au avut aceste provocări, aceste ispite, s-au luptat cu el. Aseară a fost între chin și amin la trecut. Și vin din atmosfera asta. Iar noi, cei care suntem astăzi, trebuie să ieșim și din aceste modalități de a judeca pe cei dinaintea noastră și din disputele prea lumești, zice Părintele Patriarh, disputele politice. Ne pierdem, zice, foarte mult din energia duhovnicească, din harul nostru, intrând în aceste probleme, fiecare sunt izvorâte așa, din
să folosesc o imagine așa din literatură, din subteranele securității. Fie din lumea asta înconjurătoare în care trăim. Vedeți, ce a fost acolo la Părintele Patriarh nu o să fie niciodată la niciun președinte de țară. Nu o să fie niciodată la niciun rege. Pentru că regii au în ei Duhul Stăpâniei. Și oricât ar fi ei de înțelepți, nu-și pot stăpâni Duhul acesta al Stăpâniei. Iar Patriarhul acesta, când a fost ales într-adevăr Patriarh, a înțeles așa. Într-adevăr, Părinte s-a speriat în seara aceea când a venit vestea, pentru că te cutremuri când auzi că ești luat din liniștea ta, în ghilimele, nu era deloc liniștit în Kosovo, în sensul administrativ, și te pune biserica ta în locul cel mai de sus, care înseamnă, de fapt, locul în care vin trăsnetele cele mai mari. Așa cum spunea și Părintele Benedict, devii paratrăsne. În noaptea aceea vă dați seama ce s-a întâmplat. A fost o noapte de priveghere. Multe metanii, multă rugăciune ca Dumnezeu să-i descopere sensul. De ce și dacă să accepte. Și atunci Dumnezeu i-a descoperit în zori, i-a descoperit Părintului Patriarh că de fapt aceasta este voia, în sensul că cea mai înaltă slujire din biserică este și cea mai mare slujire a oamenilor. Adică atunci când slujești pe Dumnezeu, îl slujești pe om în modul cel mai deplin. Și spunea, este foarte greu să fii om, spunea Părintele Patriarh, în sensul de a fi om al lui Dumnezeu. Omenia aceasta, dacă vreți, laică sau din iluminism, este mai mult sau mai puțin alături de noi. Ne putem, în ghilimele, duce în această zonă a omeniei neduhovnicești. Dar, așa cum spunea Cioran undeva în Paris, dacă te calc o băbuță pe picioare, din greșeală, în secunda a doua vei ridica plasa cu zarzavat pe care o ai în mână, venind de la piață, și s-ar putea să-i arăți că nu mai e niciun pic de omenie în tine. E suficient ca cineva să te calce pe pantof, sau să zgârie mașina, sau orice altceva, ca să ieși ca un vulcan din inima ta și să faci răul pe care nici măcar nu-l bămiri. De aceea zice Părintele, fiți oameni, nu ne oameni. Noi avem impresia că suntem oameni, dar atâta vreme cât nu suntem oameni duhovnicești, suntem în realitate ne-oameni. Acesta este cuvântul care m-a trăsnit pe mine în cartea asta. A avea impresia că suntem oameni când noi suntem ne-oameni. Și el spune, caută omul acesta din tine, care este omul adevărat și care este cel mai smerit și cel mai plecat om. De aceea toți vorbitorii din seara asta au spus despre smerenia Părintelui Patriarh. Aș încheia cu un cuvânt, cineva spune așa, știu ce este smerenia, o înțeleg. Ea este un program de viață. Dacă vom căuta Alexandru Mironescu de la Dumnezeu, dacă vom căuta viața adevărată și viața mântuitoare, atunci smerenia trebuie să devină un program zilnic, moment de moment al nostru. Și Părintele explică, și eu știu ce este smerenia, zice Părintele Patriarh. Să nu zici despre tine că ești ceea ce nu ești. Ce înseamnă asta? Puneți-vă întrebarea asta zi de zi. În orice context în care participăm la un eveniment sau la slujbă sau oriunde, în cartea asta le ține cuvinte patriarhilor, le ține cuvinte episcopilor, le ține cuvinte înțelepților, filozofilor, nu se pune în locul lor. Crezându-se el filozof, crezându-se om foarte, foarte înțelept, ci încearcă să le arate omul adevărat. Aceasta este, dacă vreți, poarta prin care se intră, din punctul meu de vedere, în curtea Patriarhiei din Belgia. Așa cum vă spuneam la început, nimic nu este întâmplător. După acea discuție din 1998 cu acei sârbi, urma câțiva ani în care n-am mai avut niciun contact cu Serbia, și iată că în 2006 mă întâlnesc cu Ionuț Gurgu, care publică o carte zguduitoare prin fereastra temniței scrisă de Sfântul Nicolae Velimirovici.
În noaptea aceea am citit toată cartea. Când mi-a dat-o, am crezut că este ceva nemai văzut în limba română. Așa am avut impresie. Am citit-o în noaptea aceea și din clipa aceea nu m-am mai despărțit de ea. Și unde am putut să o duc, în sensul de a o lansa, m-am străduit. Cea mai mare lansare a fost la Iași, unde au fost peste 800 de oameni, în sală. A fost un eveniment duhovnicesc. Acolo Părintele Mitropolit Teofan, mi-aduc aminte, așa în privat mi-a zis: mie îmi place mult episcopul ăsta. Deci pentru mine, ce este un model. Un model. Și când am stat acolo la masa vorbitorilor, Părintele Mitropolit a zis: eu vreau să vorbesc la unul pentru că nu sunt pregătit. Și cel mai frumos cuvânt a fost al cuvântul Părintelui Mitropolit, care era pregătit nu omenește, ci duhovnicește, care îl știa foarte bine pe Sfântul Nicolae după cele duhovnicești. M-aș bucura dacă în limba română ar mai veni și alte cărți. Ar mai veni, zic așa, pentru că de fapt fiecare traducere este ca un pogorum. Se pogoară în limba română câte un sfânt. Mă bucur foarte mult că Sfântul Iustin Popovici a început să vină în limba română prin dogmatica lui. Am văzut această dogmatică în Serbia, o carte extraordinară, așa cum am văzut operele Sfântului Nicolae Velimirovici în satul lui Natal, în 10 volume foarte mari. L-am urmărit pe Sfântul Nicolae în Serbia, am fost după el, m-am îndrăgostit de el la propriu. Am vrut să ajung la Sfintele sale moaște și a rânduit Dumnezeu în mod neașteptat să merg într-un pelerinaj și să ajung la Sfintele sale moaște. Acolo nu era rânduiala ca preotul să deschidă racla pentru oricine, oricând. Dar în acea zi s-a întâmplat ceva extraordinar. Eram 4 români la slujbă, cred că sârbii erau mai puțini în biserică, și în momentul în care am ajuns la crez, la vrejul, cum zic sârbii, Părintele s-a întors, s-a oprit și a zis: spuneți voi crezul în limba voastră, pentru că sunteți musafirii noștri. Și atunci am zis crezul în limba română, în biserica pe care a ctitorit-o Sfântul Nicolae Velimirovici. Așa de frumos a fost. Și probabil a fost așa, ca o cheiță, pentru că Părintele Paroh, care era și nepotul Sfântului Nicolae Velimirovici, a ieșit cu emoție din Sfântul Altar și a zis: vă deschid racla, vreau să vă închinați. Și a fost ceva extraordinar, nu ne-am așteptat, nu știam că se va întâmpla așa ceva. A ridicat capul, acum ne-am închinat la racla Sfântului, am făcut 10 de poze, în bucuria mea ca să arăt și celorlalți, și când am ieșit din sat nu mai era nicio poză în aparatul meu. Nici o poză. Nu știu ce s-a întâmplat, dar fotografia pe care a făcut-o inima atunci a rămas în veșnicie. Apoi, mai zic un lucru legat de Sfinții Sârbi. Am trecut atunci în pelerinajul acela și vă invit prin aceste cuvinte să rupeți prejudecățile astea și să mergeți în Serbia în pelerinaj, dacă n-am spus. Treceți dincolo de orice teorie și discuție de aici din țară. Mergeți și căutați-l pe Sfântul Iustin Popovici. Era anul 2009, când zi de zi veneau la mormântul lui 10 de mironosițe, femei purtătoare de ulei, puneau acolo la mormântul lui foarte multe flori, aduceau multe jertfe pentru că veneau oameni sărași care le luau după aceea, când se închinau la mormânt. Și atunci când am văzut imaginea aceea de râuri de oameni care veneau zilnic la mormântul lui, am zis: aici este un sfânt. Nu se poate ca acest om să nu fie într-o bună zi canonizat. Și chiar dacă n-a fost canonizat în vremea Patriarhului Pavel, care l-a prețuit foarte mult, Sfântul Iustin Popovici a fost canonizat un pic mai târziu, este un mare teolog, un mare dogmatician. Dogmatica lui este poate cea mai, dacă vreți, și n-aș vrea să mă înțelegeți greșit, dogmatica Părintelui nostru Stăniloae este o dogmatică extraordinară, filozofică, teologică, duhovnicească. Dar dogmatica Sfântului Iustin Popovici este o dogmatică care lasă deoparte tot ce e filozofic
și este o dogmatică strict duhovnicească, adică acolo sunt sute și mii de citate din Sfinții Părinți pe care îi știa și pe din afară și pe din lume. Este o dogmatică duhovnicească într-un chip de neînțeles. De aceea o mare bucurie că acum cartea este tradusă în limba română la doxologia la Iași. Cam atât. Mulțumesc frumos pentru seara aceasta. Am spus despre această carte care este la îndemâna dumneavoastră. Nu știu dacă o să mai apară altă ediție. Prețul e 25 de lei pentru seara aceasta. La Sofia vor mai fi câteva exemplare, vor fi cu 35 de lei. Mulțumesc frumos și Părinte!